Bună seara și bine ați revenit pe canalul Grădina lui Dan. După cum v-am promis, am revenit cu informații despre cum trebuie să facem monitorizarea și combaterea insectelor în grădinile și în solariile noastre. Pentru aceia care nu au văzut videoclipul anterior, eu încerc să vă arăt câteva materiale care poate să ne ajute foarte ușor la combaterea insectelor în sere și solarii și, bineînțeles, și în spațiile neprotejate. Pentru că cu toții știm că în ultimii ani am avut, nu știu, invazii de musculiță albă de seră și de tuta absolută. Acestea ar fi cele mai importante. Dar deseori apare și afida și, bineînțeles, tripsul, care este la fel de distrugător. Tripsul, în special, atacă floarea. Și așa floare nu o să mai lege fructe dacă avem o invazie de trips în solare sau chiar și afară. După cum vedeți, este tot seară, filmez din bucătărie pentru că afară nu se putea. Am venit un pic mai târziu de la serviciu, am stat puțin prin curte pentru că am avut câțiva clienți astăzi și a trebuit să fac un pic de ordine. Oricum, nu este trecut de 10 seara, vedeți că nu s-au stins luminile artificiale. Astăzi am primit și coletul de la semințeplante.ro, după cum vedeți, sunt îmbrăcat cu tricoul pe care l-am primit de la ei. Să știți că este o publicitate onestă, ca să zic așa. Eu chiar lucrez cu acești distribuitori, cu acești... acolo găsesc oameni de calitate. Le-am cerut câteva informații scrise care să mă ajute în crearea acestor videoclipuri, să vă pot da informații bune, complete despre aceste materiale. Chiar acum o să desfac coletul să vedem ce este aici, nici eu nu știu exact. Eu am cerut doar materiale pentru combaterea insectelor în sere și solarii, pe cât posibil bio, ca să zic așa, să nu folosim stropiri, cu toate că eu sunt de acord cu stropirile. Și la un moment dat o să vă spun și despre insecticidele care au aviz în România pentru aceste insecte. Eu consider că dacă aceste insecticide sunt avizate la noi, se pot folosi în siguranță, dacă respectăm timpii de pauză pe care ni-i spun producătorii. O să fac o mică paranteză acum. Aceia dintre dumneavoastră care nu sunteți de acord cu stropirile în sere și solarii, eu sunt convins că nu ați intrat niciodată într-un solar, nu știți câte insecte sunt în solar, nu știți ce pagube poate să provoace aceste insecte în solar. Pe aceia dintre dumneavoastră care nu sunt de acord cu lucrurile pe care le spun eu, vă invit să nu vă mai uitați la aceste videoclipuri. De exemplu, am avut o clientă săptămâna trecută care a venit să cumpere rasaduri și flori de la mine. I-a plăcut atât de mult curtea mea, cum arată totul la mine în curte, și a făcut câteva poze și, bineînțeles, cu acordul soției, le-a postat pe Facebook. La acea postare a intervenit o pagină de Facebook din străinătate, am intrat după aceea pe acel profil și a spus că nu vrem de acolo pentru că este toxic. Adică rasadurile și plantele mele sunt toxice. Cam asta a vrut să spună. Bineînțeles că am lăsat și eu un răspuns acolo, am invitat acea persoană să intre în contact direct cu mine, să discutăm și live dacă vrea, să vedem de ce am spus acest lucru. Mai târziu, după câteva zile, am intrat din nou pe acel profil și m-am uitat la postările pe care le avea. Vreau să vă spun că acea pagină de Facebook avea promovări ale unor sere în care plantele erau crescute cu rădăcina în acei baluți, la suprafața pământului, pe niște suporți, pe niște stative și plantele erau crescute cu rădăcina în acei baluți. Deci cu suport pentru rădăcină, practic. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că plantele acelea primeau îngrășăminte organice, bio? Eu sunt convins că nu. Deci de acest lucru trebuie să ne ferim foarte mult. De plantele hrănite cu îngrășăminte chimice. Nu
trebuie să ne ferim de plantele care au fost stropite pentru a fi protejate împotriva bolilor și împotriva insectelor. Aceste stropiri eu le consider ca și cum am luat noi o aspirină sau, eu știu, un antibiotic. Așa consider eu. Acum, v-am spus, dacă nu sunteți de acord cu mine, vă rog frumos să nu vizionați aceste videoclipuri. Pentru că, de exemplu, acum eu fac promovare la niște produse care se pot folosi în culturile bio, în culturile ecologice. Adică sunt niște materiale cu care putem să combatem în mod biologic insectele. Dar o să fac referire și la insecticidele pe care putem să le folosim. Pentru că, eu vă spun sincer, toți clienții pe care i-am eu, care au solare, toți mă întreabă cu ce să stropească ca plantele să meargă bine și să nu aibă atacuri de insecte. Vă spun sigur și sincer că majoritatea, 95% dintre clienții mei care au solarii, toți îmi cer sfaturi în privința stropelilor. Deci toată lumea vrea să stropească, mai ales aceștia dintre noi care ne ocupăm de culturile pe care le creăm, unde cheltuim niște bani, investim timp, investim foarte mult efort și vrem ca să avem fructe din grădinile noastre, din solarele noastre, pentru casele noastre. Eu nu am niciun client care să aibă un solar peste 150 de metri pătrați. Aceia care au solare peste 150 de metri pătrați, de 500, de 1000, de 2000, de 5000 de metri pătrați, aceia să știți că sunt foarte bine informați și știu cum să-și protejeze culturile. Pentru că, vă dați seama, la nivelul acela investițiile sunt foarte mari și ei nu poate să riște așa ceva. Și încă o dată, pe aceia dintre noastre care nu sunteți de acord și vreți să mâncați bio și ecologic și nu reușiți să culegeți din grădinile dumneavoastră, vă invit să mergeți să cumpărați legumele de la piață sau de la supermarketul, pentru că acelea nu sunt stropite, sunt crescute cu produse organice, cu totul bio, nu e nicio problemă. Bun, să știți că acum am desfăcut pachetul, să văd și eu exact despre ce este vorba. Acest model de capcane lipicioase l-ați mai văzut la mine, pentru că eu îl folosesc tot timpul, capcanele galbene, și acum au apărut și capcanele, acestea sunt albastre, cred. Avem aici și informațiile complete despre aceste, așa am cerut eu la cei de la semințeplante.ro, să-mi dea înscris toate informațiile ca să pot să vă citesc, să nu pierd ceva, să v-am spus eu, nu prea am o lipsă mare de concentrare în această perioadă. Și acestea sunt tot capcanele picioase negre, eu nu le-am văzut acestea până acum. Bun, să știți că nu o să cuprind în acest videoclip toate aceste materiale, pentru că ar ieși foarte, foarte lung și vreau să mă limitez doar la apide, trips și musculița albă de seră în acest videoclip. Și despre tuta absoluta o să facem un material separat. Am separat puțin materiale pe care le-am primit, pentru că v-am spus, nu pot să cuprind toate aceste materiale într-un singur videoclip, o să fie două videoclipuri. În acest videoclip o să fac referire doar la musculița albă de seră, la trips și la afide. Deci toate acestea sunt, le-am pus invers, în greșeală, nu? Toate acestea sunt capcane lipicioase, da? De diferite culori. Și de, bineînțeles, de diferiți producători. Deci capcanele lipicioase reprezintă soluția eco pentru monitorizarea insectelor dăunătoare. Capcanele lipicioase sunt o soluție ecologică, dar în practică aceste capcane se folosesc și în agricultura convențională, care nu este ecologică, pentru monitorizarea atacului. Acest lucru poartă numele de sistem integrat de monitorizare și combatere al dăunătorilor și din cauza faptului că aceste capcane conțin diversi feromoni sau substanțe care atrag insectele,
Primele insecte dămânătoare din seră solar se vor lipi de acele capcane. Acolo fermierul vede cu ce dăunător are de-a face și intervine de vreme cu insecticidul ce combate dăunătorul în cauză, când încă populația dăunătorului nu este așa mare. Ele sunt clasificate după culori, după cum urmează. Capcanele galbene sunt probabil cele mai folosite capcane lipicioase, sunt destinate în principal combaterii afidelor. Cu toate acestea, pe ele putem observa lipite și trips, musculița albă de seră și chiar tuta absolută. În funcție de producător pot avea ambele fețe lipicioase sau doar o față lipicioasă. Acum, este foarte important. Pentru monitorizare se folosește o singură capcană de acest gen la o suprafață de 500 de metri pătrați. Deci una singură la 500 de metri pătrați pentru monitorizare. Ce înseamnă monitorizare la această suprafață? Acea capcană este vizitată în fiecare zi de fermier și observă acolo cu ce are de a face. Deci insecta care o vede lipită pe acea capcană și îi stropește pentru acea insectă. Dar se poate face și combatere pentru aceste insecte și cu aceste materiale. Deci pentru combatere se folosesc cel puțin o capcană de 25-30 cm, cred că acestea sunt, la 2 metri pătrați. Eu cred că este puțin cam mult, vă dați seama, dacă avem un solar de 50 de metri pătrați, de 100 de metri pătrați, trebuie să folosim 50 de astfel de capcane. Deci, mi se pare puțin cam mult la 2 metri pătrați, haideți să punem una la 5 metri pătrați și eu cred că este în regulă. Capcanele galbene sunt disponibile de la mai mulți producători. Și sunt enumerați producătorii. Se montează de obicei în vârful plantelor și se ajustează înălțimea cu cât plantele cresc. Eu o să fac un videoclip în care să vă arăt exact cum se montează aceste capcane. Este foarte simplu, trebuie să legăm cu ața, au niște găuri de prindere, legăm cu ața și le agățăm de sârme la înălțimea plantelor. Dar părerea mea este că trebuie susținute și de sol, pentru că prin mișcare, din cauza vântului, se pot lipi de plante și nu este în regulă. Să știți că aveți detalii despre aceste produse și cu videoclipuri pentru montaj care poate să vă ajute la montaj pe site-ul www.semințeplante.ro. Capcanele negre pentru insecte, o să facem un videoclip imediat după ce îl închei pe acesta, pentru că acestea sunt pentru combaterea dăunătorului tuta absoluta. Capcanele lipicioase cu feromon pentru insecte Flortis, acestea sunt folosite în general pe suprafețe mai mici pentru combaterea omizii fructelor, pentru prinderea masculilor de tuta absoluta, capturând masculii să nu se mulțească dăunătorul. Capcana vine cu un kit gata de folosit, cu două fețe lipicioase, cu un feromon care se va amplasa în locașul special de la capcană și cu fir pentru legare sau cu un băț de lemn pentru a ajuta la susținere în cazul înfigerii în pământ. Cred că este aceasta. Da. Deci aici este vorba tot de tuta absoluta. Capcana albastră pentru insecte. Deci avem aici capcana albastră. Acestea sunt galbene. O să dau la o parte ambalajele să vi le arăt. Deci acestea sunt galbene, sunt pentru... Da? Au ambele fețe lipicioase. Sunt protejate printr-o folie de hârtie. Aceasta este roșie. Nu, aceasta este portocalie. Da? Tot cu ambele fețe lipicioase. Și acesta este albastră. Deci capcana albastră pentru insecte este destinată în special combaterii tripsului. Pentru monitorizare se folosește o capcană 500 de metri, deci totul este la fel ca cele galbene și cele portocalii.
și acestea sunt disponibile de la mai mulți producători. În descrierea acestui videoclip o să găsiți link-uri de la fiecare produs în parte, să le puteți găsi mai ușor și dumneavoastră. Capcana Orange, aceasta care v-am arătat-o ultima, lucrează similar cu cea galbenă, dar cea galbenă era oarecum folosită general. Cea Orange era ideală pentru monitorizarea musculiței albe de ser. Deci aceasta portocalie, pe românește, este specială și ideală pentru monitorizarea și combaterea musculiței albe de ser. Pentru monitorizare se folosește o capcană la 500 metri pătrați, deci datele tehnice sunt cam aceleași. Dar pentru combatere, să știți că aici am primit o informație destul de importantă. Spune că încă nu sunt date suficiente în literatura de specialitate cu dozele recomandate la combatere. Dar eu vă spun că funcționează și la combatere. Ați văzut că eu pe timpul iernii am avut foarte multe capcane lipicioase prin solare și în primăvară eu am ieșit cu acele capcane lipicioase pline de insecte, printre care erau și musculițe albe. Am găsit câteva musculițe albe. Urmează soluțiile pentru tuta absoluta. Vreau să vă mai spun aici la aceste capcane să vă enumăr și insecticidele care sunt omologate pentru combatere. Deci cam acestea sunt soluțiile convenționale de combatere, de monitorizare și combatere ale acestor dăunători pe care cu siguranță o să-i avem pe timpul verii în sere și solarii, dar și în grădină. O să repet din nou, avem capcana lipicioasă galbenă, care funcționează foarte bine la afide și la trips, da? Aceea arată ambalajul. Galben mai avem și acest model, este un alt producător. Acestea mi se par mai în regulă pentru că parcă sunt mai plastifiate. Capcana lipicioasă albastră, care funcționează foarte bine la trips. Așa arată ambalajul. Și capcana lipicioasă portocalie, care este foarte bună pentru musculița albă de ser. Acum, dumneavoastră decideți dacă vreți să folosiți aceste capcane. V-am spus, aceasta ar fi metoda convențională pentru o cultură ecologică bio. Bineînțeles că putem să intervenim în cazul unor atacuri masive și cu insecticide. Pentru toate aceste insecte există și insecticide. Dacă cereți părerea specialiștilor, cu siguranță o să primiți recomandări. Eu în continuare o să fac și videoclipul despre tuta absoluta, care este o problemă națională. Chiar am un prieten care are, nu știu, 2000 de metri de solar, el locuiește într-un alt județ și am vorbit zilele trecute cu el și mi-a spus că a renunțat să mai cultive roșii anul acesta din cauza tutei absoluta. Este o problemă foarte mare. O să vedeți că informațiile sunt mult mai generale, mult mai multe despre această insectă și soluțiile sunt mult mai vaste, ca să zic așa. Avem și soluții convenționale, dar avem și foarte multe insecticide, pentru că, v-am spus, dezvoltarea și înmulțirea acestei insecte se face într-un mod haotic și ne distruge pur și simplu culturile. Chiar am avut un comentariu despre tuta absolută la o persoană care spunea că are în jur de 100 de metri pătrați, o seră de 100 de metri pătrați, și anul trecut a avut cultura distrusă de tuta absolută. Deci pur și simplu nu a putut să culeagă nimic din cauza invaziei acestei insecte. După cum v-am spus și mai devreme, eu o să vă las link-uri în descriere unde puteți să găsiți și dumneavoastră toate aceste produse.
Bineînțeles că le găsiți pe www.semințeplante.ro. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine!